Mâine, ora 14, în ședința Consiliului Local, ședință publică, se va vota puzzle-ul uriașului ansamblu rezidențial al Avicolei Buftea, pe locul fostei Avicola. Va fi un ansamblu rezidențial de 21 de hectare, ceva colosal, și va impacta enorm orașul, așa că v-aș ruga să fiți un pic atenți la acest subiect și să veniți la ședință să vedeți cum și de ce vom vota acest puz. Pentru că nu mi l-a pus la dispoziție, fiind destul de mare, evident, ceea ce e ok, m-am dus la primărie special, l-am bătut la ușă și am rugat pe doamna angajată a Consiliului Local Buftea să-mi arate și mie dosarul cu documentația urbanistică a acestui proiect. Era ceva uriaș, un dosar foarte mare. Vă închipuiți că mi-e greu să-l studiez acolo în primărie. Timp de o oră a stat lângă mine, doamna, să nu care cumva să probabil fotografiez, filmez documentele publice. Tot ce e în acel dosar, puzul, documentația de urbanism este absolut publică, bineînțeles. Doamna a stat proțap lângă mine în picioare, la capul meu, cât timp eu am răsfoit acel dosar. Pare rău pentru ea că a pierdut atâta timp. Da. Probabil că asta e meseria. Așa o pune managerul orașului să facă. Poate eu aveam timp de mai mult, 4-5 ore, să studiez acest dosar. Dânsa ar fi stat lângă mine 4-5 ore pe banii voștri. Primăria Buftea Smart, ca să știți și voi. Da, doamna, v-am spus, nu care cumva să avem vreo problemă cu dânsa, asta îi trebuie să facă. Dânsa, bineînțeles că nu a răspuns solicitării mele decât după ce s-a consultat cu cine trebuie sau cu cine nu trebuie. Și am luat dosarul la frunzărit, pentru că v-am spus, sunt sute de pagini, cred că zeci de hărți și documente și am încercat să rețin aspectele importante de acolo. La un moment dat am încercat să fac o poză unui text, pentru că nu rețineam cifrele și ce era acolo. Deci, poza unui text, doamna s-a supărat foarte tare și mi-a zis să nu fac poză, că am rugat-o să-mi facă Xerox și am scos câteva pagini pentru a-mi face Xerox. Nu am vrut să o pun la treabă, n-am vrut să paralizez primăria cu doleanțele mele, așa că am scos doar câteva pagini, le-am xeroxat, bineînțeles că le public, n-am nicio greață. Dacă domnul primar este supărat că public niște documente publice, poate să mă acționeze în instanță, nu e problemă, m-am obișnuit, am avocați, am tot ce trebuie, am timp, am bani. Am timp, pentru că așa trebuie să răspunzi funcționarilor publici. Știți? Când vă duceți voi și vă plimbă ei și vă pun să așteptați, cel mai bun răspuns pe care poți să-l dai unui funcționar public este: nicio problemă, am timp. Pentru că am avut timp, așa a spus și doamnei, am timp, stau aici cât e nevoie, aștept după Xerox cât e nevoie. Am pus-o în dificultate când a trebuit, am rugat-o să-mi facă un Xerox după o hartă, simplă hartă A3. Nu era A3. Ce e după A3? Era mai mare decât A3, cred. Și aia a durat mai mult, cred că un sfert de oră a durat să-mi facă un Xerox, pentru că a trebuit să cenzureze anumite chestii. Vă spun, o să vă arăt. Haideți să vă arăt cam ce conține acest puz, cam cum va fi acest ansamblu rezidențial, pentru că o spun și o spun din start. Acest ansamblu rezidențial este cu dedicație. Adică cine vrea să facă un ansamblu uriaș și nu avea cum. Era imposibil să faci așa ceva acolo fără sprijinul primarului. Da. Oameni buni, ce o să vă arăt aici este un ansamblu rezidențial pentru care alții. Nu vorbim de cazul ăsta. Dar vă zic eu că am mai văzut la televizor cel puțin. Nu reușesc să-mi intre chelia în cadru. Pentru care mulți dezvoltatori imobiliari au dat șpăgi grase primarilor ca să le fie aprobat așa ceva. Ca să fie ajutați, să fie cumva susținuți de primar pentru a elabora acest puz. Da, în alte cazuri sunt convins că s-au dat șpăgi grase direct primarului. Pe cum nu, poate nu avem dovezi, nu e cazul ăsta, dar o să vedeți cum acest puz
Practic, un proiect se bazează masiv pe ultimele decizii luate de primari și de consilierii săi din Consiliul Local. Pentru că fără ele, acest spus, era imposibil de votat. Și o să vedeți exact de ce. Păi, în primul rând, haideți să începem. Puzul este solicitat de două companii, să numesc, deci beneficiarii sunt Secea Avicola S.A. și Varef, Varef Rom, SRL. Avicola Buftea, știți cu toții, este fosta avicolă a noastră din perioada glorioasă a orașului Buftea, acum deținută de niște oameni de afaceri din Dubai. Nu le rețin numele, poate vă arăt. Haideți să vă și arăt. Am intrat pe termene.ro, unde eu pot să găsesc orice. Avicola Buftea este, are o pierdere în 2021, risc comercial ridicat, este aproape în insolvență, ca să știți așa, activitatea aproape la revedere, ca să zic așa, și avem undeva, ia să vedem aici, o schemă de Avicola Buftea în mijloc și firmele și asociații din încrengătura asta. Adică Avicola Buftea, vă spun, este deținută de alte două firme, adică Select Nutricom Crevedia și Varef ăștia Rom, care sunt parteneri impuse. Aceste două firme sunt asociate în Avicola, uitați, astea două. Persoanele autorizate sunt doi administratori, deci practic patronii, ca să zic așa, din Dubai și o altă doamnă din București. Și astea trei sunt asociații. Varef Rom, Select Nutricom Crevedia și Boițan Floria Alina, bănuiesc că era nevoie de o persoană din România. Uite, e administrator, de fapt, nu e acționar, director general. Select Nutricom este și ea o firmă în aproape faliment. Dacă nu mă înșel, este în insolvență, o pierdere mare pe 2021. Varef, ăștia care sunt și ei beneficiari puzului, la fel, un risc comercial foarte mare, în insolvență și ei, cred. Pierdere în 2021. Deci aceste firme vor să facă cel mai mare ansamblu rezidențial din istoria orașului Buftea și probabil cel mai mare, unul dintre cele mai mari, să zicem, din Ilfov. Deci firme care sunt aproape păducă. Bun. Deci, practic, Avicola Buftea și Varef sunt aceeași, una și aceeași mâncare de pește. Voi puteți da stop și să citiți mai bine ce aveți de citit, dacă vedeți ceva interesant. Paginile nu sunt consecutive. Ce am conspectat, eu v-am spus, n-am vrut să pun la treabă toată primăria să-mi facă mie xerox din puz, pentru că le e frică să-mi fotografiez eu niște chestii de interes acolo. În interior se prevede, acolo cu roz, o rețea de drumuri ce vor fi deschise circulației publice, iar la realizarea lor completă, da? Deci investitorul va realiza drumurile interioare, se vor ceda cu titlul gratuit către primărie pentru administrare. Da, nu face ca domnul primar care întile cedează cu titlul gratuit și după aia le amenajează primăria. Nu face pentru că nu are nevoie, să știți. Nici să nu bată la ochi, bineînțeles, și că nu are nevoie. Pentru că principalele drumuri interioare și de acces, principalele drumuri de acces în acest ansamblu sunt deja publice. Au avut grijă să le prevadă dinainte. Astfel că cele interioare, cum e firesc, vor fi realizate întâi de beneficii. Țineți minte asta, că s-ar putea să uite ei și să le doneze înainte. Da? Țineți minte și îmi spuneți, mă trageți de urechi când o fi cazul. Urmă, mai avem la, uite, aici, la căile de comunicații. Zice că zona studiată este accesibilă prin intermediul DN1A. Da, deci are să înțeapă direct în DN1A, în dreptul, firesc, fostei Avicola Buftea. Știți cu toții. Mai sunt disponibile accese din strada sportului. Bun. Și strada aviației. Strada sportului este exact drumul care intra în Avicola Buftea. Drumul interior era înainte. Ăsta a fost cedat acum câțiva ani. Deci
se planifica de mult acest, bineînțeles, acest puz. A fost cedat primăriei Buftea de câțiva ani, de vreo 4-5 ani. Între timp, primăria Buftea l-a cedat mai departe Consiliul Județean, o să vedeți, ca să urmeze acolo un drum județean, oameni buni. Deci acest cartier are deja în el un drum județean. Deși acolo e câmp, e moloz, e nimic. Bineînțeles că era planificat totul dinainte, după cum v-am și arătat, acolo să fac lucrări de cel puțin un an. Lucrări de, nu știu, gropi, demolări, consolidări, ridicare de nivel, depozit, de moloz și de toate alea, să fac lucrări acolo de un an de zile în continuu, fără niciun fel de autorizație, desigur. Pentru că toată lumea știa sigur că acest puz va fi aprobat. Și va fi aprobat, bineînțeles, degeaba discutăm noi aici. Majoritatea primarului PSD, PNL, nici nu mai știam la ce primar, la ce partid este, va vota cu două mâini, indiferent de ce zicem. Noi menționăm că orașul Buftea... stați că n-am terminat. Deci strada sportului era dedicată, ok, dinainte acestui... Nu există, tu habar n-ai acum, dragul meu, care te uiți. Știi tu unde e strada sportului Buftea? Nu știi, habar n-ai, pentru că nu există practic ea, ci există doar pe hârtie, doar special pentru acest drum județean, acest ansamblu. Strada Aviației, la fel, asta cred că o știți, este o stradă veche, este asfaltată și dotată cu canalizare și cu toate utilitățile, inclusiv supraveghere video, da? Deci și nu era nimic acolo până acum, de mult timp este dotată. Și la strada Aviației, oameni buni, acum o lună sau două maxim, primarul a înființat un drum, fraților, din Aviației, care să penetreze, era să zic, da, ăsta e cuvântul până la urmă, care drum, stradă, să intre în acest viitor cartier. Bineînțeles că nu așa l-a aprobat. A zis că facem și noi un drum pe acolo. De fapt, nici nu mi-a spus drum. Am descoperit că e drum. Și v-am și spus. Deci, din strada Aviației s-a făcut deja un drum care să intre în acest cartier. Cu dedicație, bineînțeles, înainte. Că altfel nu puteai să propuzi, băi. Înțelegeți? Că dacă avea o singură cale de acces din DN1, pe unde, na, putea să intre, un uriaș ansamblu rezidențial era ilegal de a fi aprobat. Cum este, cum se numește, Băneasa Forest, sau cum se numește ăla de scandal în București, care are doar un singur acces. Dita mai cartierul și stau oamenii ore în șir la coadă să iasă din cartier. Ei, așa s-a întâmplat și aici. Și nu mai putea păcăli pe nimeni. Da, dar le-a făcut domnul primar un drum în Aviație. Colosal, mă. Bă, tu știi câtă șpagă să dă și să ia pentru asemenea chestii în alte părți? Nu aici? Băi, tu știi... Știi câtă șpagă, nu? Ei, aici nu e cazul, că aici se face din spirit civic, ca să zic așa. Deci, domnului beneficiar, firmelor beneficiare, li s-a făcut deja accesul de către primărie cu timp bun înainte de aprobarea acestui puz, pentru ca să, na, să fie bine, să nu fie rău. Menționăm că orașul Buftea are o stație de epurare nouă care are capacitate disponibilă pentru preluarea integrală a apelor uzate din ansamblul de locuințe propus prin puz. Ei, aici mi-e frică și mi-era frică că stația noastră de epurare făcută acum 10 ani deja pentru o Bufte de atunci și o crevedie de atunci și o corbeancă de atunci. Între timp s-au dublat, cred că... Mene, nu s-au dublat locuințele, dar au crescut foarte, foarte mult și stația de epurare cred că încă face față, dar nu știu cum va face față cu practic un cartier în plus, un cartier mare, un cartier, atenție, mai mare decât cartierul Buftea Centru, mai mare decât cartierul Atârnați, e un cartier, cum am spus, colosal. Să spunem că nu vor fi probleme cu asta. În centrul ansamblului este prevăzut un parc public. O să vă arăt și la poză. Pare, e un sens giratoriu, un rond acolo și este un parc public. O să vedeți că are, uitați, scrie și aici, 4.850 de metri pătrați, adică nimic. 4.852 e aproape nimic. Două terenuri de fotbal, bănuiesc. Ce s-a mai prevăzut? O școală gimnazială cu o sală de sport și o creșe plus grădiniță. Țineți minte, creșe plus grădiniță, da? Să nu ne trezim cu... nimic. Ansamblul va mai beneficia de faci... Ia uitați aici ce șmecherie, ca să vedeți.
Precizăm că ansamblul de locuințe va mai beneficia de facilitățile parcului aviației care se construiește în imediata vecinătate. Deci, parcul aviației cu care se laudă primarul acesta, că îl va face pentru bufteni, este dedicat special pentru acest cartier, pentru că v-am spus de ce este parcul ăla pe câmp. Da? El se laudă că face un parc pe câmp, că e pe câmp. Acum e câmp acolo. Da, el face. Ca să beneficieze acest ansamblu rezidențial de parc. Pentru că dacă venea dita mai ansamblu rezidențial și printr-un puz spunea că ei au doar un parc de 4.000 de metri pătrați, cum ziceai mai sus, noi puteam să spunem consilierii, păi nu se poate. Fă-ne un parc ca lumea pentru toți locuitorii care vor fi acolo. Dar acum, ia uite ce beneficiul. Păi avem deja, uite, ne beneficiem de facilitățile parcului din apropiere, care este lipit. Pentru că acolo a găsit un primar loc să facă. Nu putea să-l facă în centru, în pepinieră, lângă Știrbei, în centru orașului, măi, oameni buni, unde e loc, sunt hectare întregi de spațiu verde. Acolo n-a putut să facă parc. Să beneficieze toți locuitorii. A făcut aici să beneficieze oamenii din Dubai. Da? Pentru chestia asta se dă multă șpagă în alte părți. Să știți. Și de asemenea, va beneficia de bazinul de înot. Ce bazin de înot? Cu parc înconjurător. Băi, bazinul de înot e pe o hârtie undeva, da? Este pe un proiect. Dar parcul înconjurător nu e nicăieri, asta e minciună. Deci, bazinul de înot cu care se laudă primarul, și pe care spune că îl va face acolo, este de fapt lângă pe terenul primăriei, lângă baza FRF și este dedicat special cursurilor pentru copii. Da? Deci nu e baie publică, ca să știți. Bazinul de înot, pentru că așa, e, așa vrea el. Că la un moment dat poate să fie și baie publică să dea liber, nu știu. Dar el, ca investiție, așa o promite, ca bazin de înot didactic, așa îi zice. Adică pentru elevi și copii de din Buftea care vor să învețe sau să facă sport de înot de performanță. Deci nu pentru public. Acest bazin nu este pentru publicul larg. Da? În proiectul pe care se laudă el. Aici zice că va beneficia cartierul de bazinul ăsta de înot. Deci noi nu putem beneficia din Buftea care plătim taxe de 40 de ani de bazinul ăsta de înot, dar băieții din cartierul ăsta din Dubai vor beneficia de bazinul nostru de înot didactic. S-a prevăzut de asemenea amplasamentul unui supermarket. 5.227 metri pătrați. Zice acolo unde e zonă mixtă, parcat subteran, Hello. Iar suprateran un complex comercial și un centru pentru prestări servicii. Adică un fel de mall, oameni buni. Mini mall va fi acolo. Este mini mall-ul celebru de mulți ani, de când știm de proiectul ăsta, unde se promitea PDL-ul, parcă PDL-ul lui Bădălău anterior, adică când era pistol cu el acolo, că va face McDonald's, că primarul va face McDonald's, ca să știți. E, acolo vor să facă la avicola asta un minimul, dar să știți că s-ar putea înainte să le ia fața cei din Crevedia, mă rog, un investitor care vrea să facă lângă Kaufland. Sunt deja discuții avansate, lângă Kaufland, terenul este pregătit, nu știți, să vede terenul pentru un mini mall, street mall se numește de fapt, da? Ca la Corbeanca, unde va fi și McDonald's sau KFC, ceva de genul ăsta, drive-in sau nu știu ce, dar va fi. Pentru că, iată, în Buftea erau date spațiile luate, spațiile bune și oricum aprobări nu se dau așa oricui. Deci acolo vom merge la McDonald's. Și gata, cu asta v-am convins pe toți că e bun acest spus. Este, nu-i așa? Primarul este fericit pentru că eu am pronunțat cuvântul McDonald's și toată lumea e fericită. Ei, stați liniștiți că nu mai e până acolo. Deci v-am spus, spațiu verde, singurul spațiu verde cu care vine acest investitor are 4.800 de metri pătrați, adică nimic. Menționăm că în imediata vecinitate se află parcul aviației în suprafață de 3 hectare. Deci primăria vine cu 3 hectare, le dă lor 3 hectare. Băi, fără nicio exagerare, acest parc al aviației făcut de primar acum din banii noștri, de 3 hectare este o dedicație pentru acest investitor din Dubai. Ca să n-aibă probleme la pus, ca să-i ridice valoarea locuințelor, când le termină, o să
Până, păi, mai punem 10.000 la prețul final pentru că aveți acces la parcul ăsta. Șmecher. 3 hectare are parcul ăla. Investitorul venea cu 4.000 de metri. De la 30.000 de metri pătrați, cât vine primăria, el vine cu 4.800. Șmecherii. Aici avem câteva date referitoare la aceste zone, adică suprafețe, poturi și cuturi. Eu nu mă pricep prea tare la astea, dar par în regulă. Iată suprafața supermarketului, suprafața construită 7.100 de metri pătrați, plus ceva prestări servicii acolo, nu știu exact ce va fi. Cam puțin, să știți, pentru dita mai cartierul, adică le face niște un supermarket, o școală și o grădiniță, parc, v-am spus, aveți, avem, în rest, nimic. Spital face domnul Bos acum un spital imens pentru toată lumea. PNL-ul, normal, domnul Bos. Domnul Bos doar toacă banii din bugetul local. Bani de investiții nu avem. Iată și școala despre care vorbim. Suprafața construită 1500 metri pătrați, este un P plus 1. Grădinița 600 de metri pătrați, suprafață construită. Și, doamnelor și domnilor, la un moment dat am cerut doamnei angajate a Consiliului Local buftea care trebuie să sprijine, asta are ea dânsa în fișa postului, să sprijine consilierii locali. Dânsa mai mult, sincer, mă încurcă, pentru că, na, așa are comenzile. Să-mi facă și mie o copie după o hartă. După harta acestui ansamblu rezidențial, o clipă să trag deja luzele, pentru că și așa nu se vedea bine. Da, măi, mamă, și iau-te ce mi-a făcut aici. Buftea smart. Da. Deci harta era o chestie decentă, adică să aveau, sigur aveau un Xerox. Cum în primărie să n-ai tu un Xerox A3? Nu, pe bune acum, primăria smart, buftea smart. Uite și tu ce mi-a făcut. Aici erau și vecinătățile. S-au chinuit două doamne să-mi cenzureze vecinătățile, să nu care cumva să mă uit eu cine are teren aici, cine sunt șmecherii și norocoșii, pardon, care au terenuri în jurul acestui ansamblu rezidențial. Măi, oameni buni, s-au chinuit să cenzureze numele lor, doar să nu văd eu. Eu, dacă vreau, pot să văd, bineînțeles, că știu unde să mă uit. Mă duc la NCPI, plătesc o taxă, asta e, că... Na, n-avem. Haideți să vă explic. Nu știu cât o să înțelegem de aici. Bine, eu am înțeles tot, că l-am văzut și în original. Uite-mă, și legenda mi-a stricat-o. Nici legenda nu mi-a trecut-o. Aia m-a interesat și pe mine. Și avem așa. Băi, dar aici intră în buftea din Mogoșoaia. Ok? Bucățica asta e tot din ansamblu. Face parte. Aici nu. Aici sunt terenuri și... De fapt, acum sunt niște maghiernițe pe acolo, private. Pe aici o luăm spre șoseaua București-Târgoviște și mergem spre centrul buftea. Aici ar trebui să fie și va fi, bineînțeles, centura orașului Buftea, drum ocolitor, cum s-ar zice. Hai să notăm centură ca să-i rămână așa numele. Hai că au pus-o frumos, exact, pe lângă cartier, ca să treacă să fie frumos acolo. Bănuiesc că va avea și aici se va înțepa un pic acolo. Iar aici este drumul despre care vorbeam. Este un drum privat al avicolei Buftea, drumul principal din avicola Buftea, dacă vă mai amintiți, care a fost cedat inițial primăriei în perspectiva acestui ansamblu rezidențial și primăria mai departe l-a cedat Consiliului Județean Ilfov, ca pe aici să fie un drum județean, să facă stânga pe aici și să meargă pe tarlaua primarului, tarlaua celebră de la Tamaș, hello, și să se înțepe în șoseaua Buftea Tamaș-Corbeanca. Ca să deservească și aici are domnul primar niște ansamblu rezidențiale, că de-aia a cenzurat. Două are și dânsul, mai micuțe așa, drăguțe, cu atenție, cu unități de turism, sau cum se numește, cum scrie la carte, unități de cazare. Aici are două ansamblu rezidențiale. Trecem aici domnul Pistol. De-aia a cenzurat, să nu cumva să vedeți voi, dar eu vă spun și viu grai. Aici e baza FRF,
N-are nicio legătură, nimeni nu va juca fotbal la baza FRF din ansamblu rezidențial, adică să ne lase cu gargara că vor beneficia de terenurile astea. Aici primăria Buftea le-a mai dat celor de la FRF un mare teren să mai facă ceva. Bazinul aici ar trebui să fie bazinul de not. Deocamdată e doar o hârtie, nu e nimic aprobat. E un pus aprobat, da, adică e o hârtie aprobată. Pus făcut de, bineînțeles, de primăria Buftea și aprobat-o de primăria Buftea. Nu era vreo problemă. Ăsta este bazinul de care spun că vor beneficia locuitorii ansamblului, ceea ce este fals. Este un bazin de not didactic, nu este al ansamblului rezidențial. Nu vine nimeni să facă baie acolo să se relaxeze la spa. Deci v-am spus aici, aici pare acel supermarket, cum s-ar zice, mini mall, street mall sau cum se zice. Aici va fi, deci pe colțul ăsta. Ăsta va fi, v-am spus, drum public. Se numește intrarea sportului. Intrarea sportului și ăsta este mai departe tot intrarea sportului sau strada sportului. V-am spus care duce la ansamblul Domnul Pistol și pe urmă pe toată tarlaua aia spre Tamaș. Se înțeapă în șoseaua Buftea Tamaș. Este un drum inutil. Este deja făcut, da, pe hârtie, aprobat, tot, înainte ca acest pus să fie aprobat. Este făcut special pentru acest ansamblu, dar să ajute și terenurile domnului Bos. Că când s-a aprobat, n-a întrebat nimeni, că când, pardon. Domnule, de ce facem drum pe acolo, pe câmpul ăla, domnule? Uite, da, dedicație pentru acest ansamblu rezidențial, pentru oamenii din Dubai. Și aici vedem, aici va mai fi încă un spațiu de prestări, servicii, comerț. Nu scrie nimic ce va fi, să spunem că va fi un cabinet medical. Și avem aici P plus 6 și pe urmă P plus 4, P plus 5, P plus 6 amestecate. În mijloc aici spun ei că va fi un parc. Iaca. Ceva senzațional, adică un spațiu verde tăiat în două de 4.000 de metri pătrați și asta a fost toată zona verde a ansamblului Dita Mai, ansamblul rezidențial. Cu asta ne-a păcălit, pentru că mai departe avem aici parcul public aviației, a aprobat deja, cam așa, ăsta de aici, care este aproape gata. Nu ne grăbim cu el, bineînțeles că se deteriorează până să face ansamblul rezidențial, dar de-aia a fost făcut, pentru a fi, a deservi practic acest cartier, nu pentru a deservi oamenii din Buftea. Să fim serioși, este pe câmp deocamdată. Aici este o stradă despre care vă vorbeam. Ia uite cum a ieșit la Xerox ăsta. A ieșit greșit. L-au strâmbat, l-au... Ai de capul meu. Buftea smart. Deci asta e strada. Înființată acum o lună, băi. Băi, oameni buni, strada asta nu exista. Aici e aviații, strada aviații. Aviații. Asta de aici, da? Și iar asta este înființată acum. Asta exista. Dar ca să aibă încă un acces, încă o ieșire a acestui cartier, pe câmp, că acolo e câmp, nu știu de ce, dar să fie bine, ca să nu fie rău. Înființat acum o lună, din senin, așa, domnul primar a propus, de fapt nu el, că nu, Vaida, domnul Vaida, vice l-a propus, că nu vrea să pară el acolo că ar fi luat șpagă, Doamne ferește. A propus chipurile, dezlipirea unui teren de terenul parcului. Și acum aflăm și noi că de fapt e vorba de o stradă, s-a înființat practic un drum special pentru acest ansamblu rezidențial. Aici scrie Consiliul Local, mai este un teren al Consiliului Local, de care habar n-aveam, bine că am aflat acum. Și scria aici jos, că am citit eu inițial, vezi că mi-au șters, mă, incredibil, mă, mi-au șters. Aici scria teren pus la dispoziția Comisiei de Fond Funciar a orașului Buftea. Ce înseamnă asta? Adică oamenii care mai au de primit niște retrocedări, că mai au de primit unul, că nu s-au grăbit nimeni să le retrocedeze niște drepturi. E, oamenii ăștia trebuie să primească înapoi niște terenuri din moștenite. Și primarul le spune că nu avem. Când o să apară pe undeva, să înființează pe undeva, vă dăm. Și aici era. Dar la oamenii normale spune că nu mai avem. Până oamenii normali se satură și zic, bă,
Ce dracu fac, mă, cu drepturile astea de proprietate, că nu fac nimic cu ele? Și vine un șmecher și le spune să trăiți. Am auzit că aveți niște drepturi de proprietate de primit, niște de primit de la primărie. Nu o să le primiți, vă spun eu că am auzit, eu am pe cineva acolo și nu o să le primiți, că nu sunt, nu se dau. Dați-mi-le mie, uite, vă cumpăr eu cu 3 euro metru pătrat. Doar hârtia. Măcar luați niște bani. Și omul zice, a, mă, măcar să iau niște bani. Ei dau lăsa drepturile să se spele cu ele pe cap. Și așa, nu le primește prostul, îl țepuiesc. Iau eu 3 euro metru pătrat și șmecherul se duce și le pune la primărie și din senin primește. Și primește aici, lângă școală, că aici va fi școala, creșa, lângă parc, lângă centură frumos. Și vinde mai departe cu 150 de euro metru pătrat. Bum! Imobiliar, țeapă, imobiliar, pardon, tun imobiliar. Așa se dau. Deci rețineți voi că aici este un teren pus la dispoziția Comisiei de Fond Funciar, adică teren public. Dar mi-au șters, incredibil, măi, mi-au șters să nu mai văd eu acolo, să uit, să nu vadă nimeni. Da, eu sunt și că am citit repede acolo. Așa că n-au cum să pot să mă dea judecată. Că... Și aici va fi școala, teren de sport, sală de sport, grădiniță. Gospodărie apelor, ce scrie aici. Și cam atât, oameni buni. Asta a fost. Veniți la ședință să vedeți cum se va aproba acest spus. Nu cred că va mai pune nimeni întrebări. Poate pun eu câteva. Ora 14, da? La revedere.